Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem în sala de lectură mică a Facultății de Teologie de aici din Sibiu și mi-i îngădui ca împreună să povestim în zilele acestea apropierea de praznicul Adorării Maicii Domnului. Astăzi pomenim în această zi pe sfinții mucenici Fotie și Anichit, care au murit la 305, dar au rămas în inima noastră pentru exact același curaj pe care l-am pomenit des în ultimele săptămâni la mucenicii întru care am făcut pomenire. Aceștia au pătimit pe vremea păgânului împărat Dioclețian și erau din cetatea Nicomidiei. Anichit era slujbaș împărătesc, iar Fotie era nepotul lui. Stânându-și împăratul pe scaun de judecată și-au sândit creștinii, Anichit, plin de dragoste pentru Hristos, a venit singur și a mărturisit cu îndrăzneală credința sa. Împăratul a poruncit să-i se taie limba și apoi să fie dat fiarelor sălbatice ca să-l sfâșie. Sfântul nu s-a abătut de la credința lui, ci a primit o sânda cu multă îndrăzneală, apoi a fost întins pe roată, a fost ucis, s-a turnat plumb. Fotie, văzând puterea credinței unchiului său, a mers și el și a mărturisit că se închine lui Hristos, ocorând idolii păgânești. Unchiul n-a fost rușinat de nepot. În rest, istoria lumii este cum se omoară unchii cu nepoții, cum își taie unii altora craca de sub picioare. Dacă stați să vă gândiți, istoria întreaga a Imperiului Roman este o astfel de ucidere din culpă intrafamiliară. De data aceasta, în schimb, aș adăuga la cuvântul acesta și un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur despre pentru umilința sufletului. Tare mi-a plăcut. Prin trei lucruri poate sufletul să se lipească de Dumnezeu: prin căldura credinței, prin frica de Dumnezeu sau prin învățătura Domnului. Vârful faptelor bune este a răbda cu bucurie minciunile și clevetirile, fiindcă cel cu adevărat smerit cu gândul nu se tulbură când este asupit, nici nu se răzbună, ci primește clevetirea ca și când ar fi adevărată și nu se îngrijește a se certa cu oamenii care l-au clevetit, ci își cere iertare. Iar unii și-au pus și nume de batjocoră, măcar că ei nu erau asemenea oameni. Iar când vei voi să faci început la lucrul lui Dumnezeu, socotește mai întâi că nu ai de trăit veșnic în lumea aceasta, că nădejdea numai în viața aceasta slăbește mintea Dumnezeului nostru. Slavă! Cred că, de fapt, asta este lucrul pe care și Fotie și Anichit și ceilalți toți mucenici l-au avut în inima lor. Nu trăim veșnic. Iar partea de viață pe care o dăm lui Dumnezeu, cu milostenie, cu fapte bune, cu bucuria aceasta a rugăciunii, cu trăirea în Hristos a Evangheliei, toate acestea ne fac, de fapt, să gustăm veșnicie. Nu ai de trăit veșnic în lumea aceasta, că nădejdea numai în viața aceasta slăbește mintea. Uneori ne plângem că vedem în jurul nostru o nebunie fără de sfârșit. Nădejdea că suntem nemuritori în trupul acesta face să ni se tulbure de cele mai multe ori rațiunea, iar unii chiar rațiunea de a fi a lumii în care trăim. Mâine este o nouă zi. Thank you.